săptămână plină de muncă și oboseală, e timpul să ne alocăm puțin timp pentru recreere. Și cum altfel dacă nu prin sport, activitatea ce eliberează și relaxează atât fizicul cât și psihicul. Nu mai punem în discuție beneficiile pentru sănătate și pentru ceea ce înseamnă crearea unui stil de viață sănătos, axat pe mișcare. Iar pentru că vorba multă e sărăcia omului, o lăsăm pe Iulia Gușet să ne arate câteva exerciții de bază pe care le putem face și noi acasă și de ce nu chiar acum, stând în fața televizorului. Așadar, schimbarea și la mișcare. Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Fi în formă. Pentru azi v-am pregătit un antrenament în sala de forță. Grupele lucrate vor fi spatele și umerii. Vom începe cu primul exercițiu pentru spate, un exercițiu de bază, tracțiuni. Pentru cei care nu reușesc să facă tracțiunile la liber, vom executa acest exercițiu la aparatul asistat. Alegem greutatea cu care dorim să ne ajutăm. Ne alegem priza dorită și vom executa. Inspirăm și expirăm. Spatele încordat. Este o variantă foarte bună pentru cei care sunt la început de drum, deoarece aparatul ne ajută să executăm corect exercițiul. Trecem la al doilea exercițiu, tracțiuni verticale, pe care le vom executa la aparat. Mișcarea cât mai amplă. Vom rămâne între 10 și 20 de repetări la fiecare exercițiu. Al treilea aparat pentru spate, vom face ramat cu stop la piept. Din fiecare exercițiu vom executa 4 serii, 10-20 de repetări. Avem mai multe variante de priză. Ce este important, pieptul nu se desprinde. Putem alege varianta 2 de priză. Avem o multitudine de prize. Eu vă arăt acum a treia variantă și ne oprim aici. Al patrulea exercițiu pentru spate și ultimul, vom executa ramat de sus, la aparat.
Spatele este o grupă foarte importantă din corpul nostru, așa că v-aș indica să o lucrați o dată pe săptămână. Vom trece la următoarea grupă musculară, umerii. A doua variantă de priză la acest aparat. Primul exercițiu pentru umeri îl vom executa la presa de umeri. Alegem greutatea corespunzătoare. Avem priza laterală, unde vom lucra mai mult partea laterală a umărului. Inspirăm, expirăm, nu uităm, foarte important. De asemenea, 10-20 de repetări. Priza 2, unde vom lucra mai mult partea din fața umărului. Al doilea exercițiu îl voi executa cu gantere, unde voi pune accent mai mult pe partea din fața umărului. Rotim ganterele și urcăm puțin mai sus de nivelul umărului. Mișcarea ușoară, nu ne grăbim, concentrat. Mișcarea lentă, nu ne grăbim, deoarece vom face balans și ne vom duce din inerție, concentrat tot timpul. Bun, perfect, o să trecem la următorul exercițiu. Al treilea exercițiu, fluturări laterale la aparat. Alegem rezistența, ne așezăm cu pieptul lipit de spătar. Brațele trebuie să formeze un unghi de 90 de grade și ridicăm puțin mai sus de nivelul umărului. Coatele vor fi mereu lipite de pernițe.
school, I'll fight myself, I fight back. Just tell me I'm trying to fight back tears, blood on my doorsteps. Life is living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government getting relief. Earthquake, the wire drop, the ground breaks. The poor clones, smoke lungs, and Scarface. Who needed a mirror, they were hero. Who had the front lines and ground zero? Pe final vom lucra partea din spate a umărului. Ajustăm aparatul. Vom prinde în cruce. Este un exercițiu excelent care ne lucrează partea din spate a umărului. Am terminat antrenamentul de azi, spate cu umeri, pe care l-am executat în aproximativ 40-50 de minute. Vă aștept la sală să-l încercați și voi. După ce ne-am pus sângele în circulație, după ce endorfinele au început să facă psihicul să zâmbească, e momentul pentru planurile de weekend care, de ce nu, ar putea fi tot în zona de sport. O plimbare cu bicicleta, un traseu în pădure, ori alte activități cu prietenii și cu familia.